viața cu Răzvan și Dani. Bună dimineața, dragilor! Cum să trăiești cu 1000 de lei pe lună în București? Greu dacă mă întrebați pe mine, dar nu e imposibil. Este o sumă destul de mică pentru Bucureștiul zilelor noastre, însă există unii care și-o asumă și care la finalul lunii ies chiar supraviețuitori. Dacă ești student și ți-ai găsit un job part-time cu 1000 de lei pe lună, cu puțină chiverniseală s-ar putea chiar să-ți permiți să ieși la o bere, două, pe lună. Primul pas pe care trebuie să-l faci atunci când te muți în București este să-ți găsești o locuință. Cele mai ieftine garsoniere sunt în Berceni, Rahova, Pantelimon sau Colentina. Aici, în medie, o garsonieră costă cam 200 de euro. Dar chiar și la banii ăștia ți-ar trebui un coleg de cameră. O altă variantă ar fi căminele studențești sau de ce nu să stai în gază la niște bătrâni care mai au nevoie de niște bani în plus pe lună. Aici, în medie, te-ar consta cam 400 de lei. Crezi că ai putea să te descurci în București cu doar 1000 de lei pe lună? Greu, dar da. În niciun caz. Niciun caz, se pare efectiv imposibil? Pe plătesc chirie 750 de lei pe lună. Cu 250 de lei ce să mai fac? E studentă? Da. În ce an? 3. Și cam cât îți trebuie ție pe lună ca să te poți descurca? Păi, cel puțin 2500 de lei. Crezi că nici dacă te-ai chivernisi, nu știu, doar pentru că ți-ai dori efectiv să rămâi în București, n-ai putea să te descurci cu 1000 de lei? 1000 de lei, niciun caz. Nu, nici doar să stai la cămin, să plătești, nu știu, 200 de lei pe lună. Cu restul, da, dar să stai cu chirie, niciun caz. După ce am plătit chiria și ne-am achitat și utilitățile, să zicem că ne rămâne în medie pe lună cam 400 de lei. Este o sumă foarte mică, dar dacă ne facem cumpărăturile în piață și urmărim reducerile din magazinele mari, s-ar putea să ne descurcăm. Crezi că ai putea să te descurci pe lună cu doar 1000 de lei? Greuț. Dar nu e imposibil, nu? Nu, nu chiar. Adică depinde unde stai, depinde de, nu știu, dacă stai în chirie sau așa. 1000 de lei și... Și atât? În București, cu tot, cu chirie, cu tot? Nu. Nu. Se pare imposibil? Da. Da. În momentul de față stai în chirie? Nu, stau la părinții mei, sunt din București. Dar mă gândesc provizoriu, da, mi se pare imposibil. Da, poți. Dacă vrei și chiar ai voință, poți. Dacă chiar îți dorești să rămâi în București, nu? Da, acum depinde și cât, ce necesități ai. Nu imposibil, dar ar trebui să sacrific foarte multe ieșiri. Și asta doar să-mi plătesc chiria și mâncarea. Și dacă aș mai vrea să invit pe cineva la mine și atât. Și să merg la facultate, bineînțeles. Și atât zic eu. Dar dacă ai fi în situația asta, nu crezi că ar merita efortul? Adică ai încerca să trăiești? Încerca, bineînțeles. Mai întâi e facultatea și apoi, dacă vreau să ies, nu știu, văd cum fac. Mă apuc să muncesc. Și să fac mai mult de 1000 de euro. Asta e. Asta zic eu. Că e cel mai important facultatea, nu? Studiile și apoi. Deci ai face sacrificiul ăsta? Bineînțeles, da. E clar că nu e ușor să te descurci în București cu doar 1000 de lei pe lună. Însă dacă ție îți place orașul, dacă vrei neapărat să rămâi aici și crezi că aici ai oportunități mari, eu zic că merită efortul.